de ce nu fii chemat ăștia la școală când e weekend? Adică nu venim la școală, gen. Da, nu știu, fata, e zi liberă, e sâmbătă. Haide totuși să mergem înăuntru să vedem ce vor ăștia. Bine, fată, stai că vin și eu. Doamne fere, nu mă mai lăsa niciun pic să dorm. Așa e, fată, cât de acolo trebuie să alergă. Nu vine să cred, trebuie să alergăm peste tot acum, ca să le facem noi lor poftele. Exact. Da, fată, deci? Deci ce? Păi, unde mergem? Copiii care vin în școală trebuie să vină în biroul directorului. Biroul directorului. Dacă spune așa, fată, hai să mergem. Știi și tu, poate nu ne zice ceva rău. Haide, eu am plecat. Uf, bine. Da, domnule director, ce e? Uite, fetelor, o să organizăm niște concursuri în care voi va trebui să mergeți la câteva concursuri. O să aveți câte trei la care trebuie să mergeți și una dintre voi să aibă câte trei, adică toți au câte trei și trebuie să mergeți la alea. Primul care este la ăla va trebui să mergeți. Și există și un concurs care este un pat în care putem să dormim. Fată, nu mai vorbi așa. La concursul de genul nu te pui să dormi. Câștigi premii. A spus cineva premii? Contați pe mine! Da, acum când e vorba de premii, vrei să participi? Glumești? Dați mai repede, domnule director, foaia! La mine primul e unul interesant. Ia să văd și la mine. Ce? Ce e, fata, ce e? Unul rău sau bun? E... Hai odată că mă bagi în suspans, ce e? E genial al meu, nu-mi vine să cred. Va trebui să merg la noi o prima dată. Uhu! Abia aștept, dar de unde iau costum de baie, că nu mi-am luat? Veți primi de la școală. O să primesc și eu echipament pentru sport? Ce, fată, tu ai prima dată sport? Da. Oh, interesant! Pot să mă duc? Da. Haide, fată, haide, vino, că putem. Vin acum, fată, stai. Da. Ne vedem la... Care e ultimul al tău? Zice-mă la același timp? Wow! O să ne vedem împreună la vestul sălbatic. Da, fată, eu am plecat către gimnastică. Pa, pa, fată! De-abia aștept! O să mă duc și eu acum la not. Tana, Ia uite cine a venit aici să rântoacă școlii. Ce face aici? Păi am venit la concursul de not, că primul am pe voie. Ai, ce coincidență, că și eu l-am primul. Să vezi ce o să te distrug. Tu n-o să câștigi deloc. Ce urâtă ești! Mă rog, mai vedem noi cine o să câștige. Hai că mă duc să mă pregătesc și eu. Unde mă pregătesc? După unul și la acela. Bine.
Tu ce faci? Stai acolo? Nu, mă de la trambolină. O să... Au! Scuze. O să sar pe trambolină. Wow! Pleacă că o să te duc să plec. Bine, sau rămâi că se trebuie stropesc. Aoleu, nu, Doamne fere, să mă urc pe haine, nu. O să mă schimb aici. Wow, ce cute, am pantofi de apă. Hei, eu am pantofi de apă și tu n-ai. Ha, 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 oricum eu sunt mai bună decât tine la orice. Hai că am plecat, că trebuie să câștig acest concurs. Doamne fere, ce urâtă ești. Știi ceva? La tine. O, de ce? Ca să-ți dau un punct cu 10. N-a de aici, urâtă. Tu nu știi că nu e frumos să lovești copii care vin și ei aici la școală? Nu-mi pasă, tu ești urâtă. Dar de din calea mea, nu vreau să iasă răcia de la tine la mine. Mă duc să stau puțin aici că sunt obosită. Ia uite-te măi la ea. Face ea pe șef aici. De parcă ea șef aici. Nu e ea, e directorul. Of, și s-a făcut și noapte. Sporturile astea durează mult? Cred că da. Hai, sari urât-o pe tramulină să te văd, că cred că o să te împiedici din prima. Hai că da, nu știi tu multe despre mine. Hop, hop, hop. Wow! Ce distractiv a fost! Mai vedem noi dacă o să te distrezi după ce o să-ți fac niște chestii cu adevărat ciudate și rele. Mai lasă-mă! Serios? Ești atât de urâtă și de săracă. Hai că am plecat. Mă duc la următorul sport. Nu mai stau aici. Ia uite-te la ea. Crede ea că face orice. Ia să vedem ce sport am eu următorul. Sportul meu următor este... Oh, what? E ceva un desen cu plajă și o clădire înaltă. O, cred că trebuie să merg la actorii de data asta. Of, mă duc la actorii. Ok, văd că e cortina trasă pe unde o iau. Oh, cred că pe aici. Oh, bună vaga! Ce mai faci? Bine, bună, ce faci, Alexandra? Ce mă bucur să te văd! Și eu, dar de ce ești în costum de baie? Costum de... Oh, băi, am fost la not. La not? Eu prima dată am fost la sport. Ok. Da, și la sport am întâlnit-o pe fata aia rea care râde de tine. Oh, what? Ce s-a prins? Ok, nu mai contează. Da, cred că mă duc să mă pregătesc. Ce aici? Acolo e la băieți. De ce te-ai dus la băieți? Haide, vină la fete. La fete? Bine.
Wow, 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 pe unde o iei? Ia uite la fete mai roz. O să stau și o să... bine, mai întâi cred că o să-mi iau haine. Haide, vaga. Bine, pa, date, că mă... Adică, na, mă pun eu aici. Ok, o să-mi caut și eu aici niște haine drăguțe. Și... poate scumpe, să arată cam de milioane. Așa, cale mele, și știi că eu chiar sunt bogată. Da, da. Ce drăguț arăt! Wow! Duda. Me. Tu cum arăți? Wow! Ce frumos arăți, vaga! Mersi, fată. Hai, te machiază-te și tu. Haide, machiază-te, că eu trebuie să mă îmbrac ca o servitoare. De ce ca o servitoare? În fine. Wow! Ce drăguț arăt! Vaga? Tu arăți simplus și nu prea foarte elegant. Vaga, ești bine? Da, fată, haide. Eu mă duc pe scenă, că trebuie să interpretez rolul meu. Ok, vin și eu. Ok. Vaga, ești pregătită? Da, fata, sunt pregătită. Haide, du-te tu. Bine. Uf. Oh, wow, e trasă cortina. Cred că trebuie să mă pun după stâlp. Da, da, trebuie să mă pun după stâlp. Și să apar. Bună, fată, te descurci perfect. Te va filma camerele. Stai că trebuie să le pună. Uite, de asta încă n-a tras cortina. Oh, bine. Nu știu, vaga, eu am frică de public. Știi tu din aia? E, lasă, eu o să fiu aici după colț. Acolo stai tu, vaga? Bine. Și acum marele final. Scena ta vieții voastre. Salutare. Eu sunt o prințesă dintr-un loc care nu s-a... Ce? Care nu s-a mai văzut. E plin de ape, de chestii. Of. Mă filmează camera? Mă filmează. Bun. Să trecem la subiectul următor. Mă duc puțin înăuntru. Hai, vaga, 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 vaga. Tu ce tu, vaga? Eu sunt servitoarea ei. Deci vă întrebați de ce sunt pe scenă. Pentru că trebuie să o servesc. Servitoare, du-te și fă-mi un ceai de fructe. Cel mai bun din toată țara. Dacă nu, o să fii concediată. O, bine, șefa. E, vedeți, ea este într-un fel menajera mea. Dar haideți să trecem la un tip de subiect interesant. Vă rog, băieților, nu intrați aici. Nu e permis, băieților.
Orice băiat va intra, va fi pedepsit și dat afară! Așa că m-am înțeles bine. Uite, o să pun și aici un afiș. Fără băieți. Exact. Ca să știți. Acum. Of, unde e servitoarea aia? Nu vine să cred. Ce m-a lăsat bald? Ok. Da, deci cum treceam la subiect, într-un fel chestia asta. Tarararam, rararam, ram, ram. Au, ce s-a auzit? Cred că a fost doar vântul. Adică vântul poate uneori să bată așa de tare. Doamne, ce să fie auzit. Trebuie să mă duc să verific. Nu, că așa ceva nu se poate. Sunt un băiat și am intrat în locul la fete. Surpriză! Stați puțin să pun să iau surpriză. Asta e surpriza! Cea mai tare dintre toate! Sărbătoresc! Se pare că n-a fost un băiat! Ce e? Uite, dacă te apropii de mine, voi folosi mopul. Așa că să nu îndrăznești să te apropii de mine. Aoleu, va folosi mopul. Nu-mi vine să cred. Va șterge podelele. Nu vreau să fie șterse de un băiat. Nu șterg podelele. O să fac asta. Nu-mi vine să cred. Ai veni. Acum aplaudați. Mulțumesc. A fost totul super, dar super de fațadă. Așa că pa. Ne vom vedea. Hai. Nu v-am întrebat, oameni buni. Hai, vino. Oh,
cea mai tare zi din viața mea. Oh, ia să vedem următoarea chestie de pe listă. Vestul sălbatic. Oh, cred că va fi tare rău de tot. Wow, de-abia aștept să fac vestul sălbatic, bere. Ia, că se uită și el pe listă, tu ce ai? Eu am sport. Sport? Eu am vestul sălbatic. Baftă la sport. Oh, pe unde plecam? Pe aici. O să mă duc la sport. Așa. Ce faci, tins toate becurile în toată școala? Ok, super, super ciudat. E, mă duc la vestul sălbatic. Am ajuns și aici, de-abia aștept să întâlnesc pe prietena mea. Fai! Oleu, cine ești? Eu sunt fata. Tu ești? Wow, ce ciudat arăzi. Da, știu, mi-a desfăcut părul și m-au pus să port hainele astea țărănești. Dar sunt frumoase. Mi-aduc aminte de verișoara mea. Îți aduc aminte de verișoara, da? Da. E, bine, o să mă schimb și eu cum trebuie. Ia să vedem. Fata, nu prea îmi place scenota asta. Trebuie să o porți. Eu am plecat, mă duc la scenetă. Fată, chiar așa de grăbiță ești? Da. Ok. Chiar așa de grăbiță e. Bun, o să mă duc pe aici. Ce naiba? Uf, frate. Ce a fost aia? Ok, uite, brie vestul sălbatic. Eu stau aici. Fată, du-te tu! Să mă toc, au, bele. Ploare acolo, cred că da. Am ajuns în vestul sărbatic, angere, dar treaba este în ce clădire o să intru. Se pare că va trebui să aflu. Unde voi intra ca să ajung la bunica mea? Să vedem. Intrăm aici. Nu cred. Cred că e pe aici. Cioc, cioc, cioc. Noi persoana potrivită. Oh, îmi pare rău. Dacă nu e persoana potrivită, noi. Ok, o să merg la următoarea ușă. Cioc, cioc, cioc. Nu e persoana potrivită. Îmi pare rău. Oh, cioc, cioc, cioc.
Nu-i persoana potrivită, pare rău. Și de ce ați intrat? Scuzați-mă. Nu. Cioc, cioc, cioc. Cioc, cioc, cioc. Oh! Da, mică mare, fata mamei, de fapt, fata la mică mea, ce mai faci de bosico? Bine, Buria, am venit la tine, vezi, sunt sălbatic în vizită. Super! Hai de nou, într-o face mici bunica nici de zarmale. Bine, bunii! Aplaudă! A fost genial, fată, mai ales că am fost împreună. Da, așa trebuie să-mi pun fața asta. Ne revedem cu partea a doua. Pa, pa!